Bună dimineața și bun găsit! Rata de infectare în municipiul Iași se apropie de 13 cazuri la 1000 de locuitori. Numărul de îmbolnăviri în creștere în rândul copiilor îi determină pe directorii de școli să adopte scenariile potrivite pentru ca elevii să aibă parte de educație. Însă, reprezentanții Federației Naționale a Părinților susțin că situația este din ce în ce mai grea și că toate orele ar trebui mutate în sistem online, având în vedere numărul crescut de îmbolnăviri și în rândul copiilor. În momentul de față, la aproape 500 de clase din 11 școli, orele se desfășoară în sistem online, iar solicitările din partea părinților în acest sens sunt în creștere. La mijlocul lunii septembrie, în toată țara, doar puțin peste 1000 de elevi și preșcolari erau infectați cu SARS-CoV-2. Dar într-o lună, numărul celor bolnavi a crescut de 15 ori. Sunt peste 16.000 în toată țara, cei mai mulți în orașe. Iar o parte sunt chiar internați în spital. 6 minori sunt tratați în Iași la terapie intensivă. Cea mai mică sunt sugarii, de 30 de zile. Cel mai mare este o lehuză de 17 ani, venită prin transfer de la spitalul din Focșani. Pacienta prezintă un tromboembolism pulmonar, o afecțiune extrem de gravă cu risc de deces major. Creșterea numărului de copii bolnavi determină școlile în care învață să suspende cursurile în clase pentru câte o săptămână sau două. Președintele Federației Naționale a Părinților, filiala Iași, susține însă că ar fi fost mult mai bine dacă s-ar fi luat în calcul mutarea tuturor orelor în online din cauza ratei de infectare, care a ajuns astăzi în municipiul Iași la 12,5 cazuri la 1000 de locuitori. În momentul când depășești prag psihologic de un 10 la 1000, eu cred că ar trebui două săptămâni toată lumea acasă. Vă spun din propria experiență, este foarte greu de gestionat și sunt părinți care efectiv nu știu cum să mai fac serviciul. Este o creștere ponderată. Modelul acesta al învățării față în față este până la urmă cel care a dat rezultate în timp, în ani. Este validat printr-o tradiție și prin niște rezultate. În județul Iași, peste 470 de clase și 11 școli au optat pentru sistemul online. 3 dintre școli au și probleme de infrastructură. La nivelul întregii țări, în peste 3300 de unități de învățământ, cel puțin o clasă sau o grupă este online, iar în cel puțin 168, activitatea față în față este suspendată din cauza numărului mare de infectări cu COVID-19.